Right. Haribus, te hotărăști, te duci, nu te duci, că vreau și eu să ies. Mersi. Bă, nu știu cum se face, bă, dacă îmi vin eu în drum, bă, se sparge țava și uite că se găsește și un domn să mă lase. Thank you very much. Cine am pus pe drum? Salutare, dragilor, și bine ați revenit la un nou episod din Dragvlog. Astăzi suntem în sfârșit cu mașina mea, cu Macaraua. Am fost și ieri, am postat un clip short, dacă vreți să-l vedeți cum m-a făcut unul de cacao, cum m-a făcut un tip de cacao, că mi-a spus: hei, băiatule, salut, știi ce? Nu lua transpaletul ăla să ridici paleți, că nu ne trebuie, ne descurcăm noi cu lanțurile. Și ce să vezi, surpriză, a trebuit să descarc singur. Să încarc singur, descarc singur. O grămadă de nebunie. Am un clip pe short pus pe canal, dacă vreți să-l vedeți. E un clip de 25 de minute, comasat într-un singur minut. Merge el mult prea repede, dar arată interesant ceea ce am făcut eu acolo. Așa că astăzi am fost tot cu Macaraua, dar mi-am luat transpaletul după mine. N-am mai plecat fără el, pentru că, bro, you can't do that all the time, you know? Adică merge să descarci, să încarci paleți cu lanțurile, dar trebuie să te târăști ca șerpii pe jos, să toate astea, și nu prea e drăguț, absolut deloc. Mai bine ai transpaletul, ai ridicat paletul, l-ai dus, l-ai lăsat și tot așa, nici măcar nu trebuie să pui mâna pe el. Adică dacă știi să lucri cu Macaraua ca lumea, chiar nu, nici măcar nu trebuie să atingi acel transpalet. N-ai treabă cu nimic, te joci doar cu telecomanda, rămâi curat, ca să zic așa. Pentru videoclipul de astăzi m-am gândit să vorbesc despre avantajele și dezavantajele acestei meserii de șofer de camion. Mulți dintre voi mă întrebați: băi, se mai merită să fac, sau uite, vreau și eu, aș vrea și eu să mă angajez ca șofer de camion, ce spui, se merită sau nu se merită? Eu am stat, mi-am scris câteva avantaje, câteva dezavantaje, o să le dezbatem un pic pe fiecare în parte. Desigur, cred că sunt mai multe, sau na, poate am omis eu câteva, dar pentru treaba asta chiar v-aș ruga în secțiunea de comentarii să scrieți și voi avantaje și dezavantaje pe care am omis să le expun în acest videoclip. Așadar, dragilor, hai să începem prima oară cu avantajele și apoi cu dezavantajele acestui loc de muncă. Prima oară, mi-am scris eu aici frumos pe telefon, este flexibilitatea pe care o ai la locul de muncă. Adică, practic, nu stă nimeni după tine, poți să-ți faci lucrurile fix așa cum vrei tu, fix așa cum te taie capul, poți să-ți aranjezi lucrurile pe care le ai de făcut în limita timpului disponibil pe care îl ai pe tahograf, fix așa cum vrei tu. Între timp, dacă vrei să, nu știu, poate vrei să te uiți pe YouTube, să asculți un podcast sau ceva, poți să faci treaba asta liniștit, poți să fumezi la orice oră dacă ești fumător, poți să-ți iei o pauză oricând vrei tu și oricând dorești, poți să mergi la toaletă oricând dorești. Sunt multe lucruri pe care la un alt loc de muncă sau la un loc de muncă normal nu le ai disponibile. De cele mai multe ori, dacă lucri într-o hală, spre exemplu, pauzele sunt, nu știu, la 2 ore, la 3 ore de muncă. Deci ești obligat să stai acolo în hala aia și să te duci la muncă atunci când sună clopoțelul de pauză sau chestii de genul. Practic aici, dacă vrei să te oprești, te-ai oprit. Vrei să stai la telefon, să vorbești toată ziua la telefon, poți să faci treaba asta. La multe locuri de muncă nu ai chestia asta disponibilă și de asta o consider un avantaj, pentru că nu ești constrâns practic de cineva să faci lucrurile, le faci efectiv în felul tău. Dacă ai primit un traseu și trebuie să ajungi la descărcare, nu știu, la 400 de km de aici, în acei 400 de km
tu decizi cum îți organizezi timpul și activitățile până acolo. Practic, ești propriul tău șef când vine vorba de efectuarea muncii. Eu ador treaba asta, să fiu singur, să îmi văd eu de treaba mea. Ca și azi dimineață, doar un exemplu scurt, m-am încărcat ăla cu 5 paleți de ceva gresie, iar de acolo a fost doar decizia mea cum îmi efectuez munca, cum am venit aici pe șantier, traseul pe care l-am ales, felul cum am descărcat, cât timp am stat să fragment apă românește pe acolo și apoi să plec din nou către firmă unde voi primi o altă cursă. Asta e super mișto. Al doilea avantaj ar fi oportunitatea de a călători. Practic, faptul că călătorești peste tot și vezi atâtea lucruri. Dacă lucri cum lucru eu, pe local, nu prea ai ce să călătorești, te duci doar pe aici prin jur, dar în momentul în care lucri pe comunitate, ai oportunitatea de a vedea toată Europa sau țările pe care tu le tranzitezi. Țin minte și acum când lucram pe comunitate, aveam de foarte multe ori oportunități de a sta la mare, de a-mi face weekendurile în orașe mari. Alegeam opțiunea de a ne pune într-o parcare undeva aproape de un oraș, să putem să vizităm ceva sau la plajă sau tot felul de chestii genul ăsta. Deci ai practic oportunitatea de a vedea lumea întreagă în momentul în care ești șofer de camion. Nu e doar conducere pe autostradă, cum se spune, că doar mergi ca nebunul pe autostradă și așa, chiar deloc. Deci eu am prins și am văzut toate marile orașe ale Europei în momentul în care am făcut comunitate și mi-a prins bine. Te delectezi un pic de la muncă, mai ales dacă prinzi un weekend de 45. Am prins cel mai frumos weekend al meu, a fost în Amsterdam, unde am fost și am vizitat tot Amsterdamul cu toate beneficiile lui, ca să zic așa. Am văzut tot ce era de văzut pe acolo și a fost extraordinar de superb. Sau de cele mai multe ori mi-a plăcut să mă duc la mare, mai ales că am făcut foarte mult Italia-Spania și marea a fost cea mai bună alegere pentru a face pauză, mai ales că Italia și Spania, având atât de multă mare, găsești de foarte multe ori plaje din acestea pustii unde efectiv să fii doar tu și să-ți pui un pic gândurile în ordine. Al treilea avantaj ar fi salariul atractiv. Foarte multă lume face această meserie, să fim corecți acum, să vedem care e realitatea. Deci mulți fac această meserie doar din cauza salariului atractiv pe care îl ai. Mai ales dacă lucri pe comunitate, dacă faci extern, atunci salariile sunt foarte mari, ajung și de la un salariu decent, practic, de șofer de camion, este de la 3.000 de euro în sus. Deci sunt foarte mulți oameni care câștigă de la 3.000 de euro în sus, pentru că o să ajungem și la partea urâtă a acestei părți, la dezavantaje, faptul că ești plecat departe și așa mai departe, dar mulți consideră acest lucru un avantaj, mai ales dacă ești singur și nu ai familie momentan, abia îți începi viața și ai intrat în câmpul muncii, este o oportunitate foarte mare de a face bani pentru a investi mai departe în alte lucruri. Deci consider asta un avantaj, faptul că ai libertate financiară mult mai mare, pentru că salariile implicit sunt mult mai mari. Dacă faci treaba asta și cu pasiune, atunci totul se leagă și nu vei simți că muncești și vei fi plătit pe măsură. Un alt avantaj ar fi diversitatea experiențelor pe care ți le oferă un astfel de loc de muncă. Astfel, făcând în fiecare zi altceva, ai practic o diversitate a lucrurilor și nu intervine monotonia. Mai ales faptul că și călătorești atât de mult, vezi atât de multe lucruri noi, ți-e foarte greu să intri într-o stare de monotonie. Chiar dacă tu ai o cursă tur-retur, tot timpul vei avea poate altă marfă, poate va trebui să mergi la o altă firmă, dar în orașele acelea prestabilite de tur-retur, dar totuși diversitatea va exista. Nu prea ai diversitate în momentul în care lucri, spre exemplu, cum lucru eu aici local, și atunci ai o tură fixă în fiecare zi în care mergi practic pe același drum, gen cum eram eu pe Iveco când am început să fac track vlogging. Aveam o cursă fixă pe care o făceam în fiecare zi, nu se schimba nimic, erau aceiași clienți zilnic, aceeași marfă. Acolo intervine monotonia, dar dacă faci comunitate, spre exemplu, ai parte de o diversitate a experiențelor foarte mare, pentru că va trebui să încarci tot timpul altă marfă, de alte dimensiuni, va trebui să mergi la total alte firme și tot felul de chestii astea. Eu când am făcut comunitate am avut o diversitate a experiențelor foarte, foarte mare, pentru că foarte rar se întâmpla să
încarc a doua zi practic aceeași marfă. Deci era foarte greu. Iar asta e un lucru foarte bun, pentru că atunci când nu există monotonie la locul de muncă, ești tot timpul motivat și curios să vezi ce vei face practic în ziua următoare sau ce se va întâmpla la cursa următoare. Așa că eu consider treaba asta un avantaj, pentru că un loc de muncă monoton ar deveni plictisitor foarte repede și atunci ai simți, bă, cred că ar trebui să schimb locul ăsta de muncă și nu cred că ți-ar mai plăcea la fel de mult. Mie, spre exemplu, de asta îmi place locul de muncă pe care l-am, pentru că sunt și macaragiu, merg și cu betoniera, merg și cu basculanta, merg și cu încărcător din același jos, deci am o diversitate a lucrurilor foarte mare, în fiecare zi se întâmplă altceva, fiecare șantier e altfel, dificultatea pe care o am pe fiecare șantier este tot timpul altfel, niciodată nu va fi la fel de ușor sau la fel de greu, tot timpul se întâmplă altfel de lucruri, deci practic nu am un loc de muncă monoton. Iar un alt avantaj, al cincilea avantaj pe care l-am scris și aș vrea să vi-l expun, este stabilitatea locului de muncă. După cum bine știți, industria transporturilor este foarte mare, absolut tot ce este în jurul nostru se întâmplă prin transportul mărfurilor de camioane, furgonete, dube și așa mai departe. Deci, practic, industria asta este, îți oferă un loc de muncă stabil, mai ales dacă ai o firmă bună, ai un șef ok, în regulă, primești o plată, o leafă destul de bună care să te motiveze să faci treaba asta în continuare, poți avea un loc de muncă din care să ieși liniștit la pensie, cum se spune la noi, dacă toate lucrurile merg cum trebuie. Deci, practic, industria transporturilor îți oferă o stabilitate a locului de muncă pe care în ziua de astăzi cam trebuie să o ai, după cum vedeți cum se întâmplă lucrurile în jurul nostru, acolo război, acolo nu știu ce, acolo nu știu ce, iar criză, iar nu știu cum, multe domenii devin instabile din cauza lucrurilor care se întâmplă în jur, dar transporturile, după cum puteți vedea, nu vor muri, cred că niciodată, după, mai ales și după ce se vor automatiza și vor fi mașini care vor merge singure pe drum și așa, tot va fi cineva, tot va fi un operator uman care să le controleze, da? Deci industria transportului va muri extraordinar de greu, nu foarte greu, extraordinar de greu, și chiar dacă te apuci și acum, cu siguranță vei avea un loc de muncă până spre pensie, dacă vrei să faci treaba asta toată viața. Hai să vedem aici, să mă duc și eu ca lumea. Bun, deci așadar, astea ar fi 5 avantaje pe care eu le-am expus. Dacă voi mai știți și altele, vă aștept cu mare drag în secțiunea de comentarii să completăm această listă, să o facem cât mai mare, ca să putem să-i ajutăm și pe ceilalți care vor să facă meseria asta, să știe după ce să se ghideze, ce avantaje au și ce dezavantaje au în momentul în care vor trebui să ia în calcul dacă vor să facă meseria asta. Să ieși eu un drum și să începem cu dezavantajele, 5 dezavantaje pe care eu mi le-am scris aici, cred că unele dintre cele mai importante, și o să încep cu timpul petrecut departe de casă. Așadar, dacă ești plecat departe de casă, de familie, e un dezavantaj uriaș pentru mulți, mulți acceptă treaba asta, chiar am vorbit de ultimele mele videoclipuri în care am postat că eu nu suport să fiu departe de familie, nu suport să dorm în camion și așa mai departe, să știu că familia mea e acasă și eu sunt la nu știu câte sute de kilometri departare într-o cutie de metal. Eu nu accept treaba asta, pentru mine e un dezavantaj uriaș, de aceea nici nu am acceptat să lucru pe comunitate din nou, pentru că nu mai pot efectiv să trăiesc în felul ăsta. Deci ăsta ar fi cel mai mare dezavantaj al acestei meserii în momentul în care faci comunitate. Dacă prin să lucri cum lucru eu, spre exemplu, să fii în fiecare zi acasă, atunci acest dezavantaj dispare, pentru că nu îl ai. Ești acasă în fiecare zi. Cred că e cel mai important în viața asta să îți aloci timp pentru toate, pentru familie, pentru locul de muncă, pentru tine. Deci va trebui cumva să găsești un echilibru între toate aceste lucruri. Să faci și ceea ce îți dorești, să faci ceea ce îți place, ca să poți munci cu plăcere, să nu simți practic că muncești și să îți treacă viața doar prin muncă, dar și să fii alături de cei dragi ție, pentru că la urma urmei, să fim serioși, banii nu înseamnă totul. Într-adevăr, trebuie să fii și dispus să faci anumite sacrificii
dar trebuie să fii atent ce sacrificii faci în viața asta, pentru că vei avea de câștigat pe o parte și de pierdut pe altă parte. Iar timpul petrecut departe de casă nu-l mai poți recupera absolut deloc. Al doilea dezavantaj ar fi stresul și oboseala pe care un astfel de loc de muncă ți le pot aduce. Faptul că ești în trafic toată ziua, trebuie să fii atent la absolut orice trece pe lângă tine, nu poți să mergi doar așa, să stai să... mă gândesc eu la bunica și vine ăla, uite cum mi s-a întâmplat mie mai înainte, că idiotul ăsta din față am vrut să-l lasă intre și el tot frâna pe banda de accelerare. De-aia spune banda de accelerare, idiotule, să accelerezi, să te duci, nu să stai să pui frână să intri cu 30 la oră în autostradă, că facem o catastrofă aici, știi? Adică eu m-am încetinit, i-am dat flash-uri să intre și el tot încetinea și el. Unde se uita el? El era cu capul în altă parte, nu pe intrare, înțelegi? Deci nu poți să faci treaba asta, iar chestia asta îți provoacă stres. Mai ales unuia ca mine, care eu sunt atent la tot ce mișcă în jurul meu, chestia asta îmi provoacă destul de mult stres, pentru că sunt foarte mulți idioți pe drum, care stau pe telefon, care nu interesează ceea ce fac. Implicit, având atâta de multă grijă în jur, pentru că eu mă tem pentru mine și vreau să țin la siguranța mea și de asta să atent în jur la tot ceea ce mișcă, chestia asta practic te obosește. Pe lângă faptul că obosești din cauza traficului și a condusului pe distanțe foarte lungi, pentru că ești atent în atât de multe locuri, creierul îți merge atât de mult, obosești, ochii îți obosesc foarte mult, să mai și lucri, să descarci și să încarci sau chestii de genul, e clar că oboseala va fi mult mai mare. Deci, locul ăsta de muncă îți provoacă, din păcate, stres și oboseală, mai ales când parcurgi distanțe lungi și mai ales noaptea. Noaptea devine cel mai obositor, ochii îți obosesc cel mai repede și ai nevoie practic de pauză. În timp trebuie să iei pauze destul de multe, trebuie să te gândești la somnul tău, să-ți fie cât mai odihnitor, să fii cât mai odihnit a doua zi, ca să poți să începi cu forțe noi ziua în curs. Mai ales dacă ai zile lungi în care lucri poate 12, poate 13, poate 14 ore, atunci cu siguranță astea se vor simți asupra corpului, iar în timp pot dăuna destul de tare. Știm că stresul provoacă destul de multe probleme de sănătate, așa că trebuie să ai grijă în momentul în care vrei să faci meseria asta, să te gândești la lucrul ăsta, și dacă stai rău cu nervii, atunci pentru tine va fi foarte rău. Trebuie să fii foarte calm și temperat ca să poți să faci meseria asta cât mai ok și cu cât mai puțin stres. Oboseala nu o să o poți da la o parte, vei fi obosit, dar dacă te odihnești corespunzător, nu vei avea nici cea mai mică problemă. Un alt dezavantaj ar fi riscul crescut de accidente. În momentul în care ești toată ziua pe drumuri, absolut fiecare mașină pe care trece pe lângă tine, deci orice mișcă în jurul tău, pentru tine poate fi un risc de accident. Nu poți să știi ce se poate întâmpla cu persoana de lângă tine, nu poți să știi ce se poate întâmpla cu persoana din contrasens. Mașina pe care tu o conduci te expune la un risc permanent, pentru că la urma urmei sunt fiare cu cauciucuri și așa mai departe, deci lucruri care sunt expuse unor forțe și stresuri zilnice, iar ele în timp se pot degrada și nu poți să știi momentul în care ceva poate ceda. Deci nu poți să știi când poate să ți se rupă o roată sau un braț sau să faci o pană, ceva care poate să fie devastator pentru tine, sau nu poți să știi la mașina celui de lângă tine ce îi se poate întâmpla și te poate atrage și pe tine într-un accident. Deci, așadar, făcând meseria asta, fiind zilnic pe străzi în marea majoritate a timpului, mare parte a timpului pe care tu îl petreci în camion, ești pe străzi, ești pe drumuri, ești expus implicit la un risc ridicat de accidente. Al patrulea dezavantaj pe care mi l-am scris eu aici ar fi viața sedentară. Faptul că nu faci mișcare, faptul că stai tot timpul la volan, de la volan poate că cei mai mulți, nu, hai să nu zicem 90%, dar poate 80% dintre șoferii de camion de la volan se duc, fac un duș și apoi se pun în pat. Ceea ce este foarte dăunător pentru corpul tău pe perioade lungi de timp, pentru că tot corpul începe să ți se atrofieze, apar tot felul de probleme musculare, probleme de articulații și tot felul de chestii. Așa că recomandarea mea pentru voi, pentru a avea o viață cât mai sănătoasă în momentul în care sunteți șofer de camion, este să faceți și mișcare.
Indiferent cât de puțină mișcare faceți pe zi, e foarte bună să o faceți. Chiar dacă nu aveți timp, puteți să stați lângă camion, câteva genoflexiuni, câteva flotări, câteva întinderi. Deci sunt pe YouTube fel și fel de videoclipuri în care puteți să faceți exerciții cu corpul, doar cu corpul liber, pentru a vă pune un pic corpul în mișcare, pentru a ieși din starea asta de sedentarism, pentru că în timp o să vedeți că abia o să vă mai mișcați. Poate ați văzut, cu siguranță ați văzut, șofer de tir bătrân care bați cocoșați, bați crăcănați, bați îndoiți de peste tot, pentru că stând în poziția asta la volan tot timpul, corpul întinde să prindă o anumită formă după poziția în care tu stai. Poate că spui, ei, lasă că sunt tânăr și nu se vede, dar în timp, trecând ani de zile peste tine și tu făcând același lucru zilnic, e clar că vor apărea niște probleme, poate iremediabile din punct de vedere medical, pentru că fiind expus atâția ani de zile la un mediu din acesta, problemele pot fi, poate la un moment dat, iremediabile, sau dacă vor fi remediabile, se va fi foarte greu să revii la o formă cât mai bună și practic sănătatea ta poate fi pusă în pericol din cauza acestui fapt, așa că e foarte important să faci un pic de mișcare și să păstrezi o poziție la volan cât mai adecvată pentru spatele tău, să nu stai încovoiat, să ții o formă a spatelui cât mai dreaptă, cât mai corectă, pentru a-ți ține coloana cât mai dreaptă. Scaunele din ziua de azi de la camion au tot felul de reglaje pe perne de aer în care să-ți reglezi scaunul după forma spatelui tău, să ții spatele cât mai drept, pentru că e foarte important în timp ca să nu ai complicații mai târziu. Iar un ultim dezavantaj pe care l-am scris pentru a avea 5 avantaje și 5 dezavantaje ar fi reglementările stricte impuse de normele europene pentru conducerea camioanelor. Practic, acest nemernic de tahograf, dar și multe alte reglementări pe care le ai în momentul în care conduci un camion. Faptul că nu poți să intri în foarte multe zone cu camionul, pentru că e interzis camioane, nu poți să te parchezi, nu poți să mergi efectiv să-ți cumperi de mâncare cu camionul câteodată, pentru că este interzis camioane pe acea stradă. Hai să mergem și noi pe aici, pe la Asten, ca să nu mai ardem bani pe autostradă, să vină mai ieftin. Altă chestie, plata autostrăzilor, care e foarte scumpă, deci sunt multe reglementări la care tu trebuie să te supui și mai ales acele reglementări ale tahografului, în primul rând, timp de condus, timp de odihnă, pauze și așa mai departe, faptul că trebuie să ai grijă la toate lucrurile astea, îți provoacă un stres în plus, nu e ca și cum zici, băi, conduc din punctul A în punctul B, sal la revedere, nu trebuie să scriu nimica, nu trebuie să fac nimica, nu e chiar așa. Testele pe care trebuie să le dai odată la 5 ani pentru reînnoire de permis, de categorii, de atestate, faptul că trebuie să mergi la cursuri atât de des, deci ca șofer de camion ești supus la niște reglementări de cele mai multe ori, sincer, absurde, dar n-ai ce să faci, va trebui să te supui dacă vrei să faci meseria asta, va trebui să le faci, uite, mai ales în momentul în care ai de transportat mărfuri agabaritice sau mărfuri periculoase, acolo din nou, iarăși și mai și, deci ai putea spune că îți trebuie școală pentru a fi șofer de camion și chiar așa este, deci chiar ai nevoie de școală pentru a fi șofer profesionist, de multă școală pe care trebuie să o faci și în timp, iar dacă vrei să fii un șofer complet cu atestate de mărfuri periculoase și tot felul de chestii de genul ăsta, ai nevoie de mai multă școală. Deci nu e o industrie pentru proști, să zic așa. Dacă vrei doar să conduci camion și să fii pe mărfuri generale, este destul de ușor de obținut permisul. Practic o dată la 5 ani trebuie să mergi doar la control medical și cam aia e. Na, boșilor, că a rămas fără baterie la GoPro, din păcate, dar am două baterii, nu-i nicio problemă, am schimbat-o rapid și pac, putem să mergem cu filmarea mai înainte. Cam asta ar fi treaba, deci ești expus la multe reglementări pe care trebuie să le iei în considerare în momentul în care vrei să faci meseria asta. Și cu asta o să mă opresc aici, cam astea sunt 5 avantaje și 5 dezavantaje în această meserie de șofer de camion. Știu că am omis câteva și din avantaje și din dezavantaje, dar pentru asta vă rog foarte frumos pe voi,
Dacă v-ați gândit la unele, să le scrieți în secțiunea de comentarii, să facem frumos o listă cu avantaje și dezavantaje pentru toți cei care vor poate să facă meseria asta și trebuie să ia în considerare aceste lucruri. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, vă mulțumesc din suflet dacă ați reușit să rămâneți până aici, mă înclin în fața voastră și vă mulțumesc încă o dată pentru toate aprecierile și comentariile frumoase pe care le-am primit la fiecare videoclip. Voi mă motivați să fac treaba asta în continuare cu drag. Vă mulțumesc din suflet încă o dată, vă pup și vă urez o zi cât mai faină! Pa, pa!